Fosta mea soacră era contra categoric, credea în babi, în găcitoare. Și eu spus ei cineva că eu o să las și o să-mi găsesc pe cineva mai tânăr și o să-i fur casa. Soțul meu era ca un copil, eu aveam grijă de el ca de un copil. Și când a apărut Ionela, deja el a trecut pe locul doi. Eu nu mai aveam grijă de mine, nici cum arăt. Relația noastră s-a răcit. Până ajunge la divorț, au fost niște scene și de infidelitate. Odată am găsit prezervativ în baie. mi au spus că i-a dat cheile la, de la casă, la un prieten. Eu am intrat în depresie, eram într-o perioadă critică, m-am cunoscut cu un italian. Atunci am înțeles ce înseamnă să un bărbat. Giuseppe era cu 20 de ani mai mari ca mine. Perioada asta pe mine m-a făcut să mă detașez de ce va zice lumea. Just Consult și-a deschis filiale la Cahul și Bălți. Cunosc din propria experiență cât de important este ca cineva competent să te ghideze atunci când vrei să redobândești cetățenia română sau să-ți perfectezi actele românești. Just Consult se ocupă de absolut tot, de la depunerea dosarului până la obținerea pașaportului românesc. Alături de ei, reduci la maximum deplasările în România, iar actele gata perfectate îți vor fi livrate până acasă. Accesează pagina justconsult.md pentru ca să afli mai multe detalii sau sună la numărul de telefon afișat pe ecran. În monologul de astăzi vă prezint istoria de viață a Elenei. Căsnicia ei s-a ruinat după 10 ani și a constatat că rămâne singură, fără surse de venit și cu un copil mic care trebuie întreținut. Fiți atenți la mesajele pe care le transmite eroina, deoarece acestea vă pot ajuta să nu treceți prin aceleași greutăți. Dar înainte să vedeți monologul, abonați-vă la canalul meu de YouTube și faceți click pe clopoțel. Așa veți afla imediat când voi posta un podcast, un monolog sau un interviu nou. Mulțumesc mult! Mă numesc Elena, am 38 de ani, locuiesc în Chișinău și am o istorie de viață tare bulversată, adică cu multe urcușuri și coborâșuri. M-am cunoscut cu soțul meu în 2002, când am avut apendicită și el m-a operat. M-a operat, No, eu nici nu știam cum, cum îl cheamă, am mers la pansament vreo 10 zile. Când s-a finisat pansamentul ne-am dus la film la Harry Potter, <laughs> adică pentru mine așa a fost. Și încet cu încetul, ne-am mai văzut de vreo câteva ori, după care el a zis că când o să fie momentul are ceva să-mi spună. Și eu m-am gândit, m-a pus pe gânduri chestia asta și am zis, uite, și am insistat să-mi spună. Și el mi-a spus că este în divorț și că are o fată, are un copil. Și atunci, pentru mine, a fost așa, parcă a căzut cerul. Eu aveam 18 ani, eram în anul întâi de facultate la Chișinău. Și el a spus așa, uite, eu ție astăzi ți am spus care e situația, dacă nu o să mă mai suni, eu o să înțeleg că tu nu vrei să ne mai vedem. Dacă o să mă suni, înseamnă că o să... o să, continuăm. Și atunci eu sigur, categoric nu, ce fel de, nu, dacă sunt bărbăieți, tineri, eu am numai 18 ani, de ce să-mi bag capul aici? Eu m-am adresat cu domnul, vreo două luni, trei luni cât ne-am mai văzut noi așa pe, pe, prin oraș tot domnul și el mereu îmi spune dar nu mai spune domnul cum mă sunt în vârstă, dar eu dacă el m-a operat și el tot spune uite eu ți-am salvat viața, uite și eu mă gândim. uite m-a operat asta, parcă mă simțeam datoare față de dânsul, dacă eu să-l refuz cum, omul mi-a salvat viața și eu să-l refuz între timp el a divorțat în luna august oficial și noi în luna septembrie ne-am mutat împreună, ne-am mutat împreună din considerentul că să ne cunoaștem El având o experiență negativă, el a zis că el trebuie să cunoască persoana într-o casă, că atunci să văd caracterele, nu când te vezi la o întâlnire de o oră Și eu nu perdeam nimic din asta, că eu tot una trebuie să vin să stau la cineva în Chișinău, ori stăteam la el, ori stăteam la altcineva în 2003 ne-am căsătorit, tot a fost, era foarte bine, iubirii foarte mari, atenții. Eu eram îndrăgostită pentru că el era foarte gentil. La început a fost dragoste, iar eu mă simțeam obligat față de el și mă simțeam că eu sunt mama lui, eu trebuie să am grijă de el, eu, dar pentru el asta era comod. Dar eu uh, uh, făceam... Uh, Fiind el după divorț, el tot era într-o depresie și el se gândea, așa era, nu zâmbea, nu și eu, dar eu eram plină de viață, ca un soare, 18 ani, n-am avut nimic în trecut, am avut părinți, părinții mei au fost oameni gospodari, am avut necesarul mereu, eram cei mai avuți din localitate și deci eu nu, am avut, nu aveam de ce să fiu, să nu am o dispoziție bună. Iar el trecând prin asta, era cum prin divorț era așa mai trist și în prima lui căsătorie el era dominat. Adică și cum se schimbă rolurile, adică mai târziu vedem că el a procedat exact așa cum s-a procedat cu dânsul în prima căsătorie. Primii trei ani noi eram mereu împreună, mereu. După șase luni de zile de, de relația noastră într-o casă, el, mama lui era psihotare și a aflat că el e cu cineva în altă relație. A, ei, ei părinții lui, au venit în vacanță. Și atunci s-a început un pic de calvar. Noi trăiam împreună și ea a zis că da ce așa de rept, eu sunt mai tânără, că eu nu sunt fată de ministru, nu sunt cineva, el a divorțat și mai scurt nu era, era contra mea, adică nu era unora pe care ea o dorea. Și în momentul ăsta mai tare pe noi ne au unit ca tare, adică uh, uh, cu cât mai mult să o puneau, că și părinții mei după asta au început să o pun, chiar și pe început ei nu erau foarte de acord, dar aveau o frică să nu mi interzică și după asta eu să zic, uite, mi-ați distrus viața, că nu mai pot îndrăgosti sau chestii de astea. Și atunci au, au, mi-au mers în întâmpinare părinții mei. Și a lui deja iarăși, mai cu... Deci prin asta s-a manifestat tot dragostea că noi am, am, am fost uniți, nu ne-am dispărțit la prima problemă, da? Și când iată noi am făcut nunta în octombrie, 31 octombrie, de ce? Pentru că ei trebuiau să plece în Pisticotare și nu se puteau întoarce de acolo trei ani de zile, pentru că erau fără acte. Iar mama mea a spus așa, voi nu puteți trăiți atâta timp, nicăstoriți căsătoriți, ni cununați, nimic. Adică eu nu accept. Ori vă căsătoriți, ori vă căutați fiecare de, de viața lui. Fosta mea soacră era contra categoric. Și a zis așa, că dacă nu nicăstorim, căsătorim, apoi când se întoarce, apoi ne dă 5.000 de euro. Când noi să mai vedem, să mai cunoaștem. Apropo, asta e. Tare credea în babi, în găcitoare, în... și eu spus ei cineva că eu o să las și o să-mi găsesc cineva mai tânăr și o să-i fur casa și iată ei avem mereu frica asta. Eu așa îmi imaginez pentru că era contra. Dar având în vedere că toți erau pentru și numai unul contra, ne-am căsătorit în 31 octombrie 2003. La trei ani după, după căsătorie a apărut copilul, Ionela, fetița mea, în 2006 iunie. Soțul meu era ca un copil, că eu aveam grijă de el ca de un copil. Și când a apărut Ionela, deja el trecut pe locul 2 și asta se, se simțea. Asta în primul rând, într-a doilea rând, eu după ce m-am căsătorit, eu am uitat de mine eu nu mai aveam grijă de mine, nici cum arăt, nici mi, -mi părea că dacă eu îmi spune dimineața până sară că mă iubesc și mai trebuie mie să mai fac ceva pentru mine. Iar la șase luni după nașterea lui Ionela, el a plecat psihotare. Tot la inițiativa mamei sale ca să fac practică profesional. Și eu, mama mea deja era cu cancer, avea cancer mamar și era grav. Și eu atunci chiar m-am supărat pe el și am zis că așa, dacă tu a, el a ales banii și profesia în defavoarea dragostei noastre, atunci eu asta o să fiu ofer adică așa și eu o să mă atârn față de el. Mie mi-a părut asta o trădare din partea lui. Cât a fost plecat el pe stihotare, soacra era într-o relație bună chiar cu mine, pot să zic. Dar cum bună? Adică eu acceptat uh, lucrul ăsta că eu sunt și uh, iată, știi, ea avea pensie și ea am dădea pensia ei, eu dădea lui Ionela. El a plecat psihotare, au stat doi ani jumate acolo. Când s-a întors, relația noastră s-a răcit. În primul rând că eu m-am maturizat, am început a fi mai liberă, mai... chiar am fost liber, că în perioada aceea am făcut reparații în casă, tot am făcut eu singură și eu mă simțeam bărbat și bărbat și femeie într-o casă. El când a venit a început să-și impună iar autoritatea, dar nu mai avea efect. Și iată, azi un pic, mâine un pic, un pic de certuri, un pic de. De fapt, și eu am început să fiu mai încăpățânat. El, încă orgolios și încăpățânat din prima zi, dar eu asta nu vedeam. Și, în așa, în așa mod, s-a ajuns la divorț în 2013. Dar, până ajunge la divorț, au fost niște scene și de infidelitate. Odată am găsit prezervativ în baie după ce eu am stat o săptămână la mama mea. Eu am venit acasă și am început să fac curat în baie. Și în, baie erau acolo niște haine aruncate și când am dat strâng hainele cele, am găsit un prezervativ folosit. Și el stătea în pat, dormea. Și eu am venit, l-am trezit și l-am arătat. Și el a zis că el s-a blocat și a zis că tu tu special ai făcut ceva, adică eu, adică l-am pus, adică el, el, cred că nu știa ce să zic. După care mi au spus că eu dat cheile la, de la casă la un prieten să vadă cu cineva și cred că ce i-a pus. Eu nu știu, că, dar eu am crezut. Pe urmă au apărut prin 2012 tot mai multe certuri, certuri, certuri și eu, el îmi spunea mereu că e din cauza mea, că eu sunt nebună, că eu sunt și, și, eu de-am așa critică și Zic, da, poate are dreptate. Și am început tot printre altele, eu sunt o fire foarte credincioasă, mereu Dumnezeu m-a ajutat și așa stând și zic, Doamne, dar luminează ce se întâmplă, care e cauza că, că, că așa atâta nu, așa brusc certurile astea. Și chiar aveam ceva de pregătit sau chiar era ziua lui Ionela sau și spunea că da, eu o să mă duc, o să fac cumpărături, nu se ducea, nu făcea, adică spunea una, făcea alta, adică niște lucruri. Și eu într o zi îmi făceam ordine în acte. Și în timpul ăsta am dat de contractul lui de telefon, făcut pe numele meu. Era abonament la dar pe numele meu. A, în așa mod eu am putut să mă duc să iau descifrarea. El nu era în țară atunci, era într-o deplasare tot de serviciu. Eu am uh, luat descifrarea și acolo deodată se vede cu un număr foarte, foarte des era folosit. Mie îmi părea că peste tot în familia mea nu s-a discutat despre infidelitate, adică asta nu era uh, o problemă. Niciodată, încredere totală, respect total la părinții mei. Și mi îmi părea că așa e peste tot. Adică pentru mine nici nu era să-mi pun întrebarea asta de infidelitate. Chiar nu era. Și când am văzut telefoanele astea, nu, nu mă dumeream ce se întâmplă, de unde, cum. Știți, deci am văzut un număr foarte des folosit. Și eu m-am gândit și imediat mi-a venit în cap, sunt să văd și cine. Și, și am telefonat și bună ziua, eu sunt soția lui, m-am adresat dumneavoastră îl cunoașteți? Da, ea a zis că da, s-a blocat, adică. Și a zis, nu știu nimic, întrebați l pe el, vorbiți cu el. Iată așa mi-a zis. Și eu zis, da, dar cine sunteți? Adică, de ce, de ce, de ce vă telefonați? Adică, aveți o relație ceva în sensul profesional sau ceva este? Adică, nu, nu știu nimic, vorbiți cu el, eu nu știu nimic. Și atât, asta a fost tot. Adică. După asta eu iarăși nu-mi găseam locul, nu înțelegeam ce se întâmplă. mi nu mi au trecut prin cap imediat că asta e manta. Și el, când a venit de peste, de, din deplasare, i-am arătat descifrarea, el tot nega. El în continuare nega, el spunea nu știu nimic, a, e, telefon, telefon, ce, nu știu nimic, e așa, ținea una așa bun. Nu, pasta eu eram telefonat la ea și întreb, Uite, deja mi-am dat seama, când am telefonat și la apartament și am văzut că astea să, pe ori să dau închirii, mi-am dat seama că e vorba de infidelitate și eu am întrebat, uite, între voi ce este? E dragoste, e distracție, e cei, adică, pentru că tu trebuie să mă înțelegi pe mine, eu am 10 ani de căsătorie, am un copil și eu am luptat pentru asta, adică am și eu careva sacrificii în, 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 în timpul ăsta, în perioada asta de timp. Și nu pot așa numai pentru un, o distracție sau să distrug o familie, da? La care e tot îmi zicea, că nu știu nimic, dar dacă el m-ar iubi, ar face ceva pentru asta. Și atunci eu mi-am dat seama că ea vrea divorțul de la el. Dar el era încă indecis. Eu am trecut peste infidelitățile astea lui, dar n-am auzit niciodată scuzmă. Eu nu o să mai fac sau tica. Se știa că eu n-am nicio soluție decât să-l răbd. Pentru că părinții mi decedați, casa era pe numele lui scrisă, copilul meu mic, eu fără job, și pot să stai și să râd și nu mai căuta pe... Și eu, în, iată, pe 14 februarie, el spune, du-te acasă, trebuie să treacă cineva pe la tata, pe la noi, pe la noi, să iei o sacoșă. Dar eu zic, eu sunt oraș, nu pot să merg, du-te tu. S-a dus el. Și eu cred că le-am le, -am, le -am stricat uh, sărbătoarea. Deja când acasă am venit, îi zic, da, unde mi-s florile, unde mi i cadou? E, că mă doare capul, că dăm pașii, că mă doare capul, aveau dureri de cap. Uh, Mi-am... Uh, și eu zic, hai să mergem dar în oraș, undeva, la un restaurant sau la o cafenea sau... dăm mi pace, că mă doare cap, că mă doare cap. Și eu așa stând pe, pe canapea întins, el pe un fotoliu s-a ridicat de pe fotoliu. Eu eram într-o maletă, într-o rochetă, dar așa pe gât. Iată, asta m-a speriat. Și el a ridicat maleta aceea, ca să vă dați seama, ca să nu, se va, să nu rămână urme. Adică el era conștient de ce, ce ce face. O ridicat maleta aceea, a pus mâinile adică deasupra mea cu tot uh, uh, trupul deasupra mea, dar el 80 ceva de kilograme, eu aveam 40, 50 de și eu încercam să-l împing cumva. La început mi s-a părut că el glumește. Zic, ei, vreți să joace sau eu nu puteam să cred așa ceva. Leac cu ambele mâini, mă, a păsat pe gât, mă strangula. Și eu când am văzut că nu mai am, nu mai am aer, eu atunci am înțeles că mai, el nu grumește el nu e sănătos, știți, adică și din ultimile așa răsuflări am zis Ionela, Ionela era la ea în cameră să se uita la calculator și atunci el așa mi-a dat drumul, că unul a auzit numele Ionela, mi-a dat drumul și a zis, ia ca așa timântul și s-a terminat tot pentru mine a fost, wow, asta ce a fost? Adică șoc total. Eu tare mult retrăiam că el o să-mi ia copilul. Adică de asta mă temeam, dacă ajungem la divorț, nu-mi ia copilul, pentru că el avea mai mare influență, știți, și eu tare eu asta retrăiam. Și atunci, în 2000, iată, după scena asta de violență, el a depus divorț cereri de divorț. Eu înțelegeam că e bine că divorțez, dar înțelegeam ce fac eu dacă divorțez. Ce se va întâmpla după divorț? Cum mă voi discurca? Iată că nu zic, iată, chiar dacă e scen de violență, infidelitate, nerespect, toate și zic, ei, dar de ce stai cu dânsul? Ei, dar de ce trăiești? Pentru că tu nu ai o o siguranță pentru ziua de mâine, pentru că tu știi că ești responsabil și pentru copilul celălalt. Hai, bine, tu divorțezi, dar trebuie să hrănești copilul celălalt, trebuie să aibă de cele necesare. Trebuie, adică e simplu așa dintr-o parte să zici că nu trebuie să divorțezi sau oi, nu, trebuie, nu trebuie să răbzi, trebuie să fii puternic, dar e foarte greu când ajungi în situațiile astea. În 2013 martie, Fratele meu spune, Sor, mea și te pune cereri de partaj, că în caz contrar tu o să rămâi pe drumuri. Și eu ziceam, nu, nu e posibil așa ceva. Adică după toate s-a întâmplat, eu oricum încă credeam în el, știți? Și am zis că nu, nu e posibil așa ceva. El doar, cum a șles copilul pe drumuri? Na, n-a -aș fac așa ceva, avem un copil împreună, nu, nu. Și el spune, uite, eu l-am scris cererea, hai să o semnesc, fratele meu jurist. Nu am mers, și iată, în așa mod, eu stau și acum în casă. Anumit din considerentul că la momentul a avut cine să-mi deschidă ochii. În 2012, tatăl meu a decedat subit, asta a fost un șoc pentru mine. În 2013 divorț, o alt șoc, dar șoc nu pentru că am divorțat, șoc pentru că cum mă voi descurca mai departe. Adică e foarte când stai și, și iată, în momentele acestea trebuie de luat medicamente de calmare, de, de ceva pentru că nu rezist creierul, mintea omului la atâtea stresuri. Și de la minte se încep toate bolile și iată eu am intrat în depresie, nimic, nimic nu vroiam, dar totodată înțelegeam că trebuie Și unicul motiv a fost copilul care înțelegeam că nimănui nu-i trebuiește și trebuie să fiu puternic pentru ea Așa l-am dus vreo trei ani de zile tot. Adică na, eram apatic, nimic nu vroiam, nicăieri nu ieșeam, pat, acasă, cu procesele, cu, avem încredere în avocat după care -am, până nu m-am implicat, eu nimic nu s-a rezolvat într-un cuvânt. După divorț am avut împrumuturi, logic, eu n-am avut nimic bani pur de o deoparte și am, am vândut casa a părinților, dintre care, când ei nu mai erau acolo, nu mai locuia nimeni și. Mi-a ajuns pe perioada. Atunci am înțeles că femeile trebuie să aibă banii lor, trebuie să aibă activitatea lor profesională, pentru că stai acasă, faci mâncare, ai grijă de familie, de copil, dar asta nu se plătește în bani, să-ți vii lunar pe cont. Trebuie de să fim realiști, nu doar romantici și lasă că spiritual tot. Eu eram tare spirituală și îmi părea că eu dacă sunt bună, a mie numai bine poate să ne se întâmple. Pentru femeile care cred în dragoste până la adânci bătrâneți, eu am o sugestie să se detașeze. Să, că de multe ori asta nu-i dragoste, dar e atașare. Să se axeze pe ele, nu în mod egoist, dar în mod pragmatic. Adică să înțelegi că dacă o să arăți bine, o să placi oricând unui bărbat, dacă o să ai bani o să poți să te descurci singură, dacă o să ai un corp sănătos o să le poți face pe toate, dacă tu depinzi financiar de soț, tu ești vulnerabil. tu ești nevoit să pleci capul, tu nu ai personalitatea ta, tu nu te poți da cu părerea. Ce ți spune aceea trebuie să faci? Asta e sclavie. În perioada 2013-2016 a fost o perioadă strașnică. Capul meu stătea numai la moarte. La moarte, eu studiind religia, așa, asta înțelegeam, e, nimic nu contează, oricum toți mor, oricum ce să mai. Și numai când o vedeam pionela cât e de bravo, când înțelegeam că atunci, dă, așa parcă îmi dădem niște palme, așa, dacă să o spunem metaforic, și mă ridicam și trebuie. Și începem a găsi soluții, a o ajuta. Și iată așa am dus-o eu pe picioare de am... până în 2016, când eu mi-am pierdut cunoștința. În vara aceea, eu mi-am pierdut cunoștința în iunie. Până în luna lui august a avut grijă de mine Ioanela. Ea avea atunci 10 ani. Un copil de 10 ani are grijă de tine. Adică, ducea, făcea cumpărături, să aducea apă. Vecina îmi povestea că mie mi-au dat lacrimile atunci că zice, uite, îi spun lui Ionela, hai vin și te joci aici cu, cu, cu nepoțica ei. Dar zic zice, nu, mă duc acasă, cu mama se simte rău. Adică ea avea fric să mă les singur. Dar eu în 2000, în vara aceea, în 2016, eu credeam că eu mor, și îi spuneam eu Nela, dar tu să fii brăvuți. știți? Chiar am avut mai așa o stare de, de asta. Când am divorțat, doar din start anexez și pensia alimentară. Atunci el m-a rugat să nu îl dau la pensia alimentară, că el o să mă ajute și așa lunar pentru copil. Și am zis că ok, eu niciodată n-am vrut să-i fac rău. Eu mereu am vrut bine pentru mine, copil, familie. Și iată așa, el s-a ținut de promisiune până și-a apărat teza de doctorant. După ce a trecut, după aceea, gata, a încetat să o mai ajute pionela Și eu atunci am dat în judecat, în 2016, ca să îmi plătească pensia alimentară conform legii. Și iarăși, nu fiți naivi, dați tot oficial, tot, nu credeți pe cuvânt pentru că el doam blaș mă ruga, hai nu da prin executor judecătoresc, adică nu depune la din executor judecătoresc pentru că eu o să te ajut și așa pe tine. mai bine îți dau procentul ce nu știu ce. Și eu am zis nu, eu m-am înțeles că tu nu ești om de condiții tot e prin judicată, tot e prin act și din 2016 achită pensia alimentară, pensia alimentară în mediu 4.000 de lei pe lună. Și eu sunt mulțumită și eu înțeleg încă o dată că nimic din ce ce faci nu rămâne în așa, în vânt. Eu am stat lângă el când el era sărac și nu avea și am sunt să întoarce înapoi. În 2016, în momentul ăsta când eram foarte, era, eram într-o perioadă critică, l-am întâlnit, m-am cunoscut cu un italian și el mi-a propus să vină să ne cunoaștem. El nu a fost niciodată în Moldova, adică nu, nu era să vin în vacanțe în Moldova. L-am cunoscut pe Facebook, mi-a scris, i-am răspuns, și... și... eu am zis că... Și mi-a propus să mergem în vacanță și eu înțelegeam că Mi îmi face bine o vacanță acum. Iată, perioada asta pe mine m-a făcut să mă detașez de ce va zice lumea. Foarte, pentru că nu lumea îți pune pe masă, nu lumea îți dă sănătate, nu lumea trăiește în... cu tine. Și în tine, adică trăiești emoțiile tale, problemele tale atunci de ce trebuie să duci cont de opinia lor? Și încă un moment nu trebuie să judicăm. Noi nu știm. Azi ești sus, mâine poți cobori, lucrurile sunt imprevizibile și de asta sunt momente când oamenii fac poate ce nu ar vrea să facă, dar sunt nevoiți să facă. Un compromis trebuie să fie de Giuseppe este, a fost îngerașul, îngeraș în viața mea, da, la propriu. Uh, el m-a scos din, m-a făcut să am încredere în mine, uh, m-a scos din, uh, mi-a scos din cap toate ideile care mi-au fost vărâte 10 ani, că da și unii se faci și să fi, și... Fără mine este prăpădești. Eu, uh, trecând prin așa istorie uh, urât, nu credeam că există așa bărbați buni bun, empatic. Giuseppe era cu 20 de ani mai mare ca mine. Din acest considerent, eu eram sceptică la relația asta. În 2016 a venit Giuseppe în Moldova ca să ne cunoaștem, după care am mers într-o vacanță în Grecia și după care mi-a fost alături financiar și moral. Și iată așa el s-a îndrăgostit, eu înțelegând că este o oportunitate am acceptat și vârsta era o barieră psihologică, eu nu, nu puteam să, să o trec, da? să o accept și atunci dar aveam un respect enorm pentru el, adică respectul și cum mă trata și cum iată dimineața când eu și atunci am înțeles ce înseamnă să te iubească un bărbat, adică când te sărut, tu simți emoția aceea când îți faci. Când mă trezeam dimineața și el deja era la bucătărie, trebuia și eu numai când vine apel parc video în soare știți, adică lui tot eu da mult emoții, că e emoții frumoase. Și atât dimineața îmi făcea micul dejun, își făcea lui, îmi făcea suc și eu întrebam, dar tu de ce nu-ți faci suc? Dar el spune, ei, dar eu așa mai deprins fac pentru alții. Adică el și el cu mine am învățat ca să aprecieze și pe el. Adică eu spuneam, și pentru alții, dar faci și pentru tine. Iată când mă duceam în, când duceam în Italia, am făcea surprize, cadouri. Odată m am întâlnit în Roma, la că el era din Napoli, dar două ori până la Roma și veneam cu avionul până în Roma. Și în Roma m-am întâlnit cu mașina la aeroport și eu îi spun, uite, eu am văzut aici lângă Roma, este un castel, Fontana de Trevi, hai să mergem să-l vedem, că așa e de frumos acolo. Dar el mi-a făcut surpriză cu baloane, cu poze, cu heliu. Și el așa s-a nervat, nu și tu mereu va caos, tu mereu ceva strâși, adică... Și eu zic, nu, dar și totuși suntem aici aproape, de ce să nu profităm din moment? Dar el înțelege că dacă ne întindem acolo, baloanele și ele o să cadă. Și el a zis că și s-a nervat, el s-a nervat și nu mergem direct acasă. Dar eu, hai, te rog. Și, e, în fine, am mers noi. După ce am mers, el zice, eu nu știam că în Italia există așa, așa ceva, știți? Și, adică de-am mulțumit că eu am insistat, că eu plăcut foarte mult și lui. Așa că când am mers acasă, erau unele căzute, unele înțineau baloanele și el zice, ia ca deși eu m-am enervat, că eu am făcut surpriza, dar tu iarăși ai intervii. Printre altele, nici un oameni nu trebuie să ai mare încredere și să fii sigur că să te ajute în momentele dificile. Pentru că după divorț toți s-au întors cu spatele, nu vroia să implice ei că să nu spui rău cu dânsul sau nu cu mine, știți? Și, și eu eram singură în lumea întreagă și eu aveam nevoie de o susținere reală și, și eu chiar aveam, la început eu mă gândeam că o să mă duc în Italia, adică de ce să nu mă duc să mă aranjez acolo la muncă? Dacă ar fi fost mai tânăr, da, eu cred că mă căsătoream cu el, că el chiar a vrut, adică mi-a propus să mă căsătoresc cu el. Dar eu n-am putut să... Eu înțelegeam că eu nu-l iubesc și eu nu pot profit de om în așa mod. Adică e una când până la urmă vacanți și asta era distracție și pentru dâns și pentru mine. Adică nu era dar da, să intră în așa știți sau cum unii cu orice scop să iei tăt și la copil nu rămâne. Nu, eu să o empatic și eu înțeleg cum faci așa tragi. Știți? Adică mai devreme sau mai târziu ați vii bumerangul și ala tău. Pentru mine a fost suficient că el mi-a fost alături în momentul ăsta dificil, că el a fost un exemplu de bărbat pentru fetița mea, pentru că el, pe el îl vede ca exemplu de bărbat, cum trebuie să comporte un bărbat cu, cu femeia, că, ca, să înțelegeți, el mâncare, el menajeră plătea, el bani făcea, el mă iubea, cadouri oferea, Adică ce? Ce? Adică eu câteodată, dacă sincer, acum mă gândesc că nu o să regret, dar asta a fost și în 2019 noi ne-am despărțit. El era o firie foarte vesel și așa tânăr. El mereu să fie în vogă cu tot ce la telefoane, programe, tot. Adică eu chiar adică, printre altele, soțul meu că era mai tânăr, era mult mai demodat decât el care era mai în vârstă. Da, iată asta se vede unii. Uneori, încă o dată, nu contează și vârsta ai, dar cum te comporți și concepția ai. Era de, de, înălțimea mea. Mie asta tot nu-mi plăcea. Asta, tot. Mie asta nu -mi plăcea. El era de înălțimea mea și mie asta nu-mi plăcea. Ei, clar că eu eram pretențioasă, adică, dar iar și aici cred că a fost o lecție de viață de smerenie un pic, <laughs> pentru că când ajungi în situații dificile, începi să apreciezi om ca om, nu ca aspect doar. Pentru că iat, primul meu soț era un bărbat frumos. Dar s-a adeverit ca om să fie nu tare frumos. Dar, soț, dar iată Giuseppe nu era un om tare frumos, dar ca persoană era foarte bun Giuseppe era văduv, soția lui a decedat mulți ani în urmă, vreo 15 ani în urmă Și avea copii, dar ca să înțelegeți el avea copil deja la 18 ani și îmi plăcea foarte mult, asta tot am văzut, când ne întâlneam toți copii, patru băia băieți are și toți băieții cu soțiile, nepot, doi nepoți atunci avea. E, și noi, adică, și așa, și mereu la sărbători, mereu, dar știți, nu așa numai de, de, de nevoi, dar așa de drag, așa tare mi-a plăcut asta. El, și iarăși aici tot o lecție, că el a început a lucra de la 13 ani. Și uh, avea, dar n-avea facultăți, nu, dar avea afacerea lui și uh, s avea afaceri cu diamante și și-a uh, ajutat foarte mult copiii. El era omul care prețuia ziua de astăzi. Iată asta foarte el astăzi să mănânce bine de calitate, adică el avea un apartament cu trei odăi, nu avea casă, avea casă la, ma, la malul mării, unde noi mergeam vara și stăteam acolo, decât stau în Chișinău în, în, poluare, mai bine mă duceam acolo. Și el, dar cu toate astea foarte mult lumea ajuta, foarte bine mâncarea o făcea foarte gustoasă, e că lui Ionela Și iată încă de ce am refuzat, pentru că eu mă gândeam că copiii au frică că eu o să vin, am un și eu tânără și o să iau tăt, afaceri, casă, tot, tot ce are. Și, dar eu nu aveam intenția asta, pentru că eu înțeleg că ei au făcut tot asta împreună cu soția lui. Da, ea a decedat, dar uh, rezultatul copiii, copiii erau foarte educați, foarte bravi, tot munceau și ei la, la, la acolo împreună. Și asta de not, și el spunea că s-a ocupat soția de, de, de educația copiilor. Și asta însemna că eu să fiu o profitoare și să mă duc pe tot gata și să eu așa, cu toate că eu am avut posibilitatea asta, el era foarte îndrăgostit, A bărbatul când e îndrăgostit își pierde mințile Iată mi-am dat seama de ce și soțul meu cred că s-a comportat, cum s-a comportat, că i-a luat altcineva mințile el mi-a propus ne căsătorie, a zis că ia ca eu cu tine vreau un băiet, că el avea numai băieți, avea patru băieți și el înțelegea că poate face numai băieți și zicea că ai, o fată și mai faci și un băiet și eu spuneam, da, și cine să-l crească? De el spunea, păi să-l crești, uite, tu și fată deșteaptă și e frumoasă și să ia un copil reușit, adică, <laughs> dar eu o să vă asigur. Ei, dar asta erau cum, da, noi discutam, erau și lucruri serioase, dar eu nu imposibil, adică pentru mine bariera asta de ani era, era... Poate sunt o leacă visătoare, știți, aștept ceva mai bun, dar eu cred că să fie ceva mai bun, nu știu. Noi aveam o relație la distanță, el în, în Italia, eu aici, ne vedeam două ori pe an, uneori. Eu am putut să stau din... imediat să mă mut la el, dar asta înseamnă să trăiești cu un om într-o casă pe care îl respecti, dar nu-l iubești. Adică e foarte dificil. Că eu la tot nimic mă iritam, mă, că mă deranjam. Că mă... Dar el ce vin are? Că el s-a îndrăgostit de mine și eu să, să mă comport în felul ăsta. Pentru mine era greu emoțional, pentru că eu când mă duceam, eu înțelegeam, îmi punem, e asta o lună, trebuie să răbd o lună, cum s-ar primi, știți? Și apoi după asta, și mă simțăm prost, adică emoția asta în contradicții, mă simțăm prost. Eu mă duceam, da, bine era cu capul, dar cu emoția nu, nu e ca nu putem uh, depăși și, și, gata. Chiar dacă el era un bărbat ideal, da, chiar era un bărbat ideal. Eu eram în procesele astea de divorț și îi spuneam că, trebuie să vedem, trebuie să, uh, trebu să, fiu aici pe loc, să fiu sub uh, să fii. Și el mi-a spus, Elena, eu am nevoie de o femeie care, de o persoană, el, 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 spune, tu știi ce înseamnă să vii în casă, acasă, și să fie singur. Copiii sunt la casele lor, au familiile lor, dar eu singur. Eu, el nici nu avea nevoie de, in, de relațiile astea intime sau da, de o persoană cu care sunt bine să nu fie singur. Să putem să ieșim la o plimbare, la un restaurant, la... adică pentru el asta conta și, și el spune și eu am nevoie de, nu vin acasă, nu îmi pun, nu fac mâncare, mănânc singur și mă la televizor. Știi? Adică eu e trist și eu nu mai e, sunt la 30 mă gândesc, las că am tot timpul înainte. Spunea că eu dacă mă duceam la el, eu iarăși intram dintr-o dependență în altă dependență. Așa da, el m-a susținut o perioadă ca eu să ies din asta, dar eu vreau să fiu pe picioarele mele. Noi ne-am am avut o decizie uh, responsabilă. Eu am spus că el uh, lasă și găsas cineva acolo, în Italia, eu o să văd mai departe din de viața aici, în, uh, în Moldova. Și apoi eu chiar eram dezamăgit, eu nu prea am încredere în bărbați. Adică e una când tu ești așa, iată, te vezi din când în când și alta când străiești zi de zi, nu știi pe urmă cum a fi, cum, nu știu. Și vreau să fiu stăpână pe viața mea, să nu mi-o mai controleze nimic. După divorț, o prietenă de-a mea mi-a mi da, fă un site de ăsta de, de cunoștință, că acolo sunt, uh, uh, adică să te cunoști cineva. Zic, mi care nu mai ieșit, nu vreau să aud de bărbat. Și ea îmi spune, da, măcar să discuți așa psihologic, e, eh, ok. Mi-am făcut doamne, când am văzut acolo, 90% dintre bărbați sunt surați cu poze false sau chiar cu pozele lor. Eu chiar acolo am întâlnit uh, prieteni de familie, când noi eram prieteni. Și stăteau acolo. Clar că eu n-am scris și nu, dar le-am văzut poza lor. După care eu uh, întreb de o cunoștință, de ce au divorțat, iată, acela, sau. Ei, da, ia lumea asta și mai vorbești, nu mai este, este bine, dar eu stătea acolo, iată, eu cred că tu toți bărbați înșală, deși cred așa, deoarece am avut mult și propunerii de diamante, și am văzut cazuri când așa, în familie tată e bine și frumos, și fiica și din dos. Și iată, eu în timpul ăsta, cât am crescut fetița, am oare 15 ani eu mi-am dezvoltat ia, echilibru meu, personalitatea mea. Ceea ce eu trebuia să fac de la 15 ani până la 25, eu am făcut de la 30 până la 38 iată. Și de asta eu și fetiții mele, eu nu pun accent pe note la școală, eu pun accent pe persoană ca să cunoască, ca să fie deschis la minte, ca să gândească logic. Și mi-am descoperit mie echilibru între minte, corp, între suflet, minte, corp, bani. Deci minte, se numește sumicoba conceptul, așa mi-am numit și companii, adică întreprinderea și minte sufletul contează, mintea contează, corpul și banii, dar tot împreună. Pentru că sunt foarte multe acum de dezvoltare personală, cursuri, concepții, care pun, pun accent pe minte, suflet și corp. Dar de bani nimeni nu spune că dacă spui de bani, gata, asta înseamnă că tu ești rău, asta înseamnă că tu ești profitor, materialist și cum vrei. Banul este un cel mai important instrument pe pământ. Adică asta nu poți să nezi chestia asta. Dacă tu ai un milion și mai vrei un milion, tu poți spui că ești lacum că ai iubirea de argint. dar dacă tu ai nevoie de casă, masă și pe masă, asta e o normalitate. Eu acum nu-mi doresc bărbat, în primul rând. Asta e așa, o, a fi ok, n-a fi tot e ok. Adică eu sunt independent și emoțional și din toate punctele de vedere. Vreau să vă reamintesc ceea ce a spus Elena pe la mijlocul monologului. Dragi femei, nu depindeți de partenerul vostru de viață. Găsiți-vă un loc de muncă. Asigurați-vă din punct de vedere financiar. Asta este extrem de important. Din păcate, de cele mai multe ori, dragostea nu rezistă veșnic. Din păcate, familiile se destramă și, din păcate, unii bărbați sunt foarte irresponsabili. Mereu am declarat că femeile trebuie să aibă o carieră și să nu depindă financiar de cineva. O femeie fără banii săi este vulnerabilă. Se simte datoare și nevoită să suporte orice bătaie de joc. Nu admiteți așa ceva. Creșteți-vă fetițele cu multă încredere în sine, dar nu uitați și de educația băieților. Creșteți din ei bărbați responsabili, care să își asume întreținerea copiilor lor și să nu îi lase pe drumuri atunci când le trece dragostea pentru femeia care a născut acest copil. Cei care aveți istorii de viață pe care doriți să le povestiți în cadrul acestui proiect, vă rog să înscrieți un mesaj pe Instagram. Vă aștept în comentarii cu impresiile voastre legate de această istorie, dar și dacă ați avut și voi de suferit din cauza lipsei de independență financiară. Vă doresc numai bine și un Paște fericit alături de cei dragi! Just Consult și-a deschis filiale la Cahul și Bălți. Cunosc din propria experiență cât de important este ca cineva competent să te ghideze atunci când vrei să redobândești cetățenia română sau să-ți perfectezi actele românești. Just Consult se ocupă de absolut tot, de la depunerea dosarului până la obținerea pașaportului românesc. Alături de ei, reduci la maximum deplasările în România, iar actele gata perfectate îți vor fi livrate până acasă. Accesează pagina justconsult.md pentru ca să afli mai multe detalii sau sună la numărul de telefon afișat pe ecran.